Primăria municipiului Iași, prin Direcția de Finanțe Publice Locale, amintește ieșenilor că miercuri 30 septembrie 2015 este scadența termenului de plată a celei de-a doua tranșe pentru anul curent a impozitelor și taxelor locale. Încasarea tranșei se realizează la caseriile sediului central din Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cât și la centrele de cartier, la serviciul de înmatriculări, eliberări permise și pașapoarte și la Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat Iași. Plata se poate efectua și electronic, după solicitarea unei parole de la Serviciul Informatizare din Primăria Municipiului Iași. De asemenea, plata se poate efectua și prin virament, prin Trezoreria Municipiului Iași. Pentru plata cu întârziere se percep majorări întârziate, iar pentru sumele neachitate în termen, organul fiscal este obligat să declanșeze executarea.